În dimineața zilei de luni, în jurul orei 6:25, polițiștii orașului St. Nicolae Mare au fost sesizați cu privire la faptul că un autoturism ar fi intrat în coliziune cu gardul unui imobil situat pe strada principală din localitatea Tomnatic. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, iar conducătorul auto nu a mai fost găsit la fața locului, acesta urcându-se în autoturismul care circula în spatele său. La scurt timp, în urma cercetărilor efectuate, polițiștii au reușit depistarea și identificarea conducătorului auto în localitatea Tomnatic, respectiv un tânăr de 21 de ani. Polițiștii au constatat faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, tânărul fiind condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise. Totodată, polițiștii au continuat verificările și au depistat și identificat și celălalt conducător auto, care era la volanul autoturismului în care s-a urcat celălalt tânăr după momentul accidentului, fiind vorba despre un alt tânăr de 21 de ani, tot fără permis de conducere. Și acesta a fost condus la unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitatea consumului unor substanțe interzise. În ambele cazuri, cercetările sunt continuate de polițiști în vederea stabilirii stării de fapt și luării măsurilor legale. În cauză au fost întocmite două dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără permis de conducere.